Polițiștii, alături de partenerii consacrați ai activităților preventive, Centrul de Evaluare și Prevenire Antidrog și Crucea Roșie, filiala Hunedoara, au derulat o acțiune informativ-preventivă cu organizatorii unor manifestări publice care se vor desfășura în perioada următoare. Cu această ocazie au fost discutate aspecte legate de prevenirea comiterii unor infracțiuni, consecințele devastatoare ale consumului de droguri, precum și modalități de acordare a primului ajutor medical de urgență. Crucea Roșie Hunedoara, prin activitățile de genul acesta, de prevenire și prin cursurile de prim ajutor, încercăm să conștientizăm lumea de efectele consumurilor de droguri sau alte substanțe interzise sau a cazurilor medicale întâlnite în stradă. Încercăm să învățăm lumea ce poți face cu mâinile goale, cum poți salva o viață cu o minimă instruire în acest domeniu. O atenție deosebită a fost acordată aspectelor legate de consecințele devastatoare ale consumului de alcool sau droguri, iar doritorii au putut testa prin ochelari simulatori efectele consumului unor astfel de substanțe sau produse. Mai mult, polițiștii au anunțat că în acest weekend vor face controale, inclusiv antidrog, în trafic, dar și la manifestările publice și recomandă populației ca în cazul în care sunt victimele unei infracțiuni sau se decizează abateri de la lege să anunțe incidentul la numărul unic de urgențe 112. Și la acest sfârșit de săptămână, polițiștii hunedoreni vor acționa în stradă pentru asigurarea ordinii și siguranței publice. Vom fi alături de cetățeni, inclusiv pe segmentul de siguranță stradală, dar și pe siguranța rutieră. Vom acționa cu aparatele radar la vedere, vom acționa cu aparatele etilotest și drug test pentru prevenirea unor posibile încălcări ale legislației rutiere. Totodată vom fi alături de cetățeni și la manifestările cu public numeros care se vor desfășura în zilele următoare. Dacă sunteți martor sau victima vreunei infracțiuni sau fapte de natură contravențională, recomandarea este aceea de a sesiza de urgență numărul unic 112, astfel încât polițiștii să poată interveni prompt la fața locului și să ia măsurile prevăzute de lege. Acțiunea preventivă de astăzi a avut ca și principal obiectiv promovarea unui comportament social sănătos care să conducă la prevenirea faptelor de natură penală sau contravențională.